privire caldă și senină, un zâmbet larg și nevinovat, o îmbrățișare prietenoasă. Așa poți fi întâmpinat de un adolescent sau un adult cu sindrom Down care posibil te-a întâlnit pentru prima dată. Bun găsit, stimați telespectatori! Așa cum ați putut observa cei care ne-ați urmărit și aseară, tema acestei săptămâni la provocările vieții este viața copiilor și adulților cu sindrom Down și experiența familiilor acestora. Sunt oameni speciali, cu trăsături, dar și cu nevoi speciale. Cum se desfășoară viața unui tânăr și a unui adult cu sindrom Down? Discutăm în această seară, împreună cu invitații noștri, cărora vreau să le spun bun venit. Bine, domnul Ciprian Stanciu, membru fondator al Asociației Mână de Lucru. Da, Fundația Mână de Lucru, dar mie îmi place să spun că sunt voluntar la Mână de Lucru. Ne bucurăm că sunteți voluntari și în emisiunea de față. Mă bucur că ne-ați invitat. Și domnul Ovidiu Telegescu, terapeut în cadrul aceleași fundații, dar înțeleg desfășurați activități și în alte planuri. Da, bine v-am găsit în primul rând. Mulțumim de invitație. Eu aș spune nu Ovidiu Telegescu terapeutul, ci Ovidiu Telegescu omul. Pentru că, înainte de toate, exact ce spunea și Ciprian, nu neapărat sunt voluntar, sunt omul de lângă oameni. Atât. Oare acești adolescenți cu sindromul Down și tineri, înțeleg că lucrați cu precădere cu ei, vă determină să vă raportați întâi la acest statut de om? Exact. De la acești tineri am învățat că înainte de toate suntem oameni. Nu suntem specialiști, nu suntem supra-specializați, ci suntem oameni. Toate resursele noastre vin de la ei și le recanalizăm spre ei. De aceea am spus nu terapeutul, ci colegul oamenilor de acolo. Nu a tinerilor cu Down. Sunt colegul lui George, colegul lui Muhammad și așa mai departe. Suntem colegi. Spuneați că energia pe care o aveți pentru a lucra vine de la ei. Vom vorbi imediat și cu domnul Ciprian. Nu sunt acești tineri și consumatori de energie sau cu precădere consumatori de energie? Da, sunt și consumatori de energie, este adevărat, dar vreau să vă spun că indiferent cât ar consuma, ceea ce ei pot oferi este mult mai mult. Deci, până la urmă, avantajul este al nostru, al celor care lucrăm cu ei. Pentru că, repet, în fiecare zi învățăm cel puțin un lucru de la unul din tinerii cu care lucrăm. Este minunată abordarea. Domnule Ciprian, înțeleg că aveți un frate cu sindrom Down și poate acesta e motivul care v-a determinat să vă implicați. Da, așa este. George este fratele meu și asta ne-a determinat să ne implicăm în problema aceasta socială și să încercăm să găsim o rezolvare pentru ei. Ce vârstă are fratele dumneavoastră? 25 de ani. Și deja a trecut de la perioada de copil vesel. Adolescența copiilor, cum ne place nouă să le spunem, sunt adulți, copiilor cu sindrom Down este perioada care se instalează între vârsta de 20 și 25 de ani. Vorbim de o adolescență mai târzie. De o adolescență mai târzie. Și până la această vârstă ei sunt catalogați ca copii veseli. Deja de la vârsta adolescenței apar unele probleme care sunt datorate conștiinței de sine a lor. Ei își dau seama că sunt un pic diferiți și că nu pot să meargă la facultate, nu pot să șofeze, nu pot avea, eu știu, întâlniri sau nu se pot căsători și trec printr-o perioadă grea în adolescență, înspre maturitate. Și aici încercăm noi să găsim soluții ca să îi facem un pic mai independenți. Spuneți-ne, cum a fost acest parcurs alături de George, fratele dumneavoastră? Cum a resimțit familia, mama, tata? Cât de dificil le-a fost să crească un copil, mai apoi să formeze un adolescent cu sindrom Down? Da. La început, George s-a născut înainte de 1989, când medicina nu era atât de avansată, nu existau ecografe, nu existau tot felul de teste care acum se fac. Pentru mama a fost un impact major când a aflat la naștere că are un copil cu sindrom Down. Atunci informația nu era atât de accesibilă. Nu știa despre ce este vorba și pur și simplu a avut
cel care a anunțat-o, să sperăm că acum și-a schimbat atitudinea, a avut o atitudine destul de brutală, spunându-i că nu o să poată să meargă, nu o să poată să vorbească. Da, din păcate cunosc și eu o familie tânără, are undeva la 35 de ani, tânără cu sindrom Down, iar mamei s-a spus, din păcate, aceasta a fost afirmația unei persoane care a participat la naștere, ați dat naștere unui monstru. Iată ce concepție exista în urmă da, cu ei peste s-a spus 20 de că ani. O să aveți o legumă. Ceva de genul ăsta. Eu sunt emoționat acum un pic, fiindcă chestiile astea s-au întâmplat în familia noastră. Și atunci prima reacție a părinților mei a fost negarea. Nu știau despre ce este vorba și nu au încercat să găsească tot felul de refugii, ca și cum ceea ce s-a întâmplat nu s-ar fi întâmplat, George nu ar fi avut problema asta. Mama atunci a fost într-o perioadă depresivă. După aceea, ușor, ușor am... Vă amintiți acele experiențe? Da, mi-amintesc. Mi-amintesc și nu mi-le amintesc cu plăcere. Dar a fost o perioadă grea la început. După aceea am început să studiem, am început să citim literatură de specialitate și am înțeles despre ce este. Cât implicat ați fost în creșterea lui de către părinți? Ce se întâmplă? Atunci noi eram o familie normală, care depindeam foarte mult și de salariul mamei mele și de al tatălui meu. Și eu, având în perioada aceea în jur de 15 ani, chiar am fost foarte implicat în creșterea lui George. Aveam și membrii din familie, bunicile care ne ajutau și ai mei au trebuit să se ducă la servicii, la lucru, da. După care aceea a fost o plăcere, adică, nu știu... Care erau nevoile lui speciale, diferite de ale altor copii? Un copil cu sindrom Down va merge mai târziu, aici cred că avea în jur de 3 ani și încă nu mergea, sau oricum nu își păstra echilibru. Vorbește mai târziu, e mai greu să comunici cu... Da, se pare că... Datorită medicinei, terapiei, kinetoterapiei din perioada de față, copiii fac progrese mai rapid decât se întâmpla în urmă da, cu 25 așa este. De ani. Pe vremea aceea, când s-a născut George, una dintre propuneri a fost, dacă doriți, puteți să-l lăsați în spital. Vă dați seama, probabil că oamenii aceia știau că este grea viața împreună cu o persoană cu sindrom Down. Acum lucrurile au avansat, acum se face logopedie. Acum li se spune, sper că nu-l lăsați în spital. Da. Aceasta da. A fost o altă. Acum este exact această parte, fără să te gândești totuși că de fapt nu trebuie să spui nici lasă-l în spital, nu sper că nu-l lăsați în spital. Pentru că familia trebuie ajutată în acel moment. În momentul venirii pe lumea unui copil, chiar și a unui copil normal, fără niciun sindrom, uneori există nevoie de ajutor suplimentar și asta ar trebui să se întâmple atunci, imediat după naștere. Nu să pun problema, sper că nu mi-l lăsați sau sper că nu-l luați. Ar trebui să spunem, haideți să încercăm să depășim o problemă. Haideți să încercăm să vă ajutăm. Și după aceea să ne punem problema dacă vreți să-l lăsați sau nu vreți să-l lăsați, vreți să-l creșteți, nu vreți să-l creșteți. Acolo ar trebui să existe prima ușă deschisă către orice familie. Da, vorbeam și în emisiunea noastră de aseară și există asociații care oferă suport emoțional familiilor chiar din momentul în care au dat naștere copilului cu sindrom. Este primul pas și foarte, foarte important. Pentru că majoritatea experimentează șocul despre care vorbeați. Un copil cu sindrom Down, acum avem acces la internet și toți părinții merg la internet și unii din părinți, încă nu toți părinții au acces la internet. Adică sunt o grămadă de părinți care nu au acces. Sunt oameni dintr-un sat oarecare, care au un asemenea copil, au acces la internet. Și atunci e normal ca eu să vin atunci cu toate informațiile, ți le pun acolo în bagaj. De aceea salut colegii mei care au plecat pe acest lucru de echilibru emoțional și de tot ceea ce înseamnă informație pentru părinte. Pentru părintele oricărui copil, nu facem discriminare acum pozitive sau negative. Pentru că este important ca el să știe care sunt nevoile copilului lui, cu ce pot să-l ajut, și unde să bată la ușă. Corect, pentru a porni cât mai devreme în suportul oferit copilului. Pentru că recuperarea se începe imediat după naștere. Nu trebuie să stau, să aștept. Orice zi pierdută este în defavoarea copilului meu. Vreau să vă întreb, un copil,
adolescent cu sindrom Down până când este dependent de părinți? Când își câștigă autonomia? Este foarte greu de făcut un pronostic. Acum depinde foarte mult de cât se poate lucra cu adolescentul, dar la fel de mult depinde cât de mult se poate lucra cu familia. Din punctul meu de vedere, văzând atât în România cât și în afară copii tineri cu sindrom Down, pot să spun că pot ajunge la un moment dat la acea independență 100%, la acea autonomie, dar depinde foarte mult, nu doar de tânărul nostru, depinde foarte mult de familie și nu în ultimul rând de societate. Pentru că degeaba eu îi dau încrederea în sine, îi pun în bagajul lui tot ceea ce are nevoie să se poată descurca singur, dacă se duce la un magazin și vânzătorul nu înțelege că el vrea pâine, pentru că să nu uităm, sindromul Down presupune și tulburări de limbaj, sunt o grămadă de alte lucruri asociate. Sau mai mult decât atât, ce ne facem când se duce să cumpere și vânzătoarea la casă îi marchează de 10 ori același produs. Pentru că el, la calcul sunt matematic, stă... sunt experiențe de acest gen. Mâine seara vom vorbi despre opinia publică, despre atitudinea societății. Chiar cred este un aspect important pe care să-l subliniem. Așa că, stimați respectatori, merită să ne urmăriți și mâine seara pentru a aborda cât mai pe larg această problematică. Da, asta cred că ar trebui făcut, lucrat pe două fronturi. Persoanele cu sindrom Down să devină cât mai independente și cât mai autonome și pe frontul conștientizării publicului larg. Ca să vă dau un caz concret, persoanele cu sindrom Down dezvoltă o dependență față de familie și față de asistentul personal din punct de vedere al limbajului. Ei de obicei se exprimă greu și atunci transferă responsabilitatea transmiterii mesajului către persoana de lângă, respectiv persoana care este cea mai apropiată din familie sau și care poate să-l înțelege. Asta este ceea ce ei se numesc interpreți a persoanelor cu sindrom Down. Ajutându-i tot mai mult să își exprime mesajul, nu faci decât să le adâncești o dependență și în momentul în care nu există un interpret și el vrea să își expună părerile sau să spună un punct de vedere și interlocutorul nu îl înțelege, atunci ei intră într-o stare de dezamăgire, într-o stare de debusolare. Ideea este că lucrând pe partea publicului larg pentru a crea cât mai mulți interpreți, oameni care să le arate afecțiune, care să aibă răbdare să înțeleagă. Dar dacă ești binevoitor, mă refereați la o vânzătoare, poți înțelege care este mesajul, care este așteptarea, cererea unui tânăr? Categoric da, categoric da. Dacă ai dorința de a-l înțelege pe celălalt și de a-i veni în sprijin, găsești modalitatea de comunicare, chiar dacă poate el nu se exprimă sub nicio formă corect din punctul nostru de vedere. Dar găsești. E foarte ușor să-l iei de mână să-ți arate dacă chiar nu înțelegi. Dar trebuie să oferi această căldură. Pentru că dacă îl iau de mână și îl smulcesc, la revedere, s-a rupt tot filmul și va intra în apărare exact ceea ce spunea Ciprian mai devreme. Deci nu, ei chiar au nevoie de această afecțiune. Poate este o categorie specială din categoria persoanelor cu dizabilități care au nevoie într-adevăr de mai multă afecțiune. Cum comunică între ei tinerii cu sindrom Down, oamenii cu sindrom Down? Deci, îmi pare rău că nu ați fost astăzi să vedeți lecția de la care venim. Deci, dacă am putea noi să comunicăm așa cum comunică ei între ei, am fi cei mai fericiți oameni, vă rog să mă credeți. La ce aspect vă referiți? Deci, astăzi, spre exemplu, a fost un incident minunat. Una din fetițe s-a lovit la un deget de unul din pereți. Noi am văzut incidentul, am vrut să vedem ce se întâmplă. Vreau să vă spun că n-a apucat să spună ce o doare. Unul din tinerii cu Down s-a dus, i-a luat degetul, l-a masat. După care a dus-o, i-a dat șervețel să se șteargă, fără ca ea să ceară, fără ca noi să intervenim. Unul din băieții noștri care nu vorbesc transpirase. Încerca să exprime acest lucru pentru că vroia să fie ajutat să se descheie pentru că are o manualitate foarte proastă. Cine a sărit primul? Un alt coleg de-al lui care a văzut înaintea noastră ceea ce se întâmplă. Deci, au un grad de empatie foarte crescut exact. Și comunicarea între ei nu este neapărat.